Bănenii au văzut în 2018 o deschidere a noastră și mai mare, dacă nu era de ajuns deja, către sport. Am văzut lucruri care nu se întâmplă poate nici măcar în Constanța, și anume terenul de sport, complexul sportiv pe care l-ați construit acolo. Cum vedeți la final de an 2018 această lucrare și ce mai e de făcut acolo? Sunt multe de făcut în comună. Este adevărat că sportul este un mod de viață la Cumpăna și că rezultatele obținute de cele 7 secții active ale Clubului Sportiv Victoria Cumpăna ne-au determinat pe noi, cei care vremelnic răspundem de destinele comunei, în primul rând executivul, însemnând aparatul propriu al primarului, să promoveze proiecte care să fie destinate sportului, iar legislativul, Consiliul Local, să le aprobe. Fapt ce se întâmplă în comună, însă încă nevoile de modificări legislative opresc dezvoltarea coerentă a implementării acestor proiecte, încă problemele cu care ne confruntăm în ceea ce privește, putem să spunem concret, seriozitatea constructorilor, respectarea cadrului pentru care a fost semnat, condițiilor, clauzelor, să le numim concret, din contractele de construire, contractele de execuție a lucrărilor, ne-a determinat să avem și dezamăgiri. Astfel, complexul sportiv, care este cel mai mare proiect dedicat sportului la nivelul comunei, îngemânează absolut totul ca și activitate sportivă, ne referim la toate disciplinele sportive, pentru că acolo avem posibilitatea să avem și terenul de fotbal și de rugby, terenurile de tenis, de handbal, de volei, toate la standarde, așa cum se solicită, standarde europene, spunem noi. Ba, am avut chiar, să spunem noi, îndrăzneala, în ghilimele spus, pentru că e ceva firesc, să creăm și acea nocturnă pe terenurile de sport, în aer liber, ele fiind necesare pentru realizarea competițiilor la nivel național. De data aceasta, complexul sportiv pe care îl vom numi Centenar 2018 va avea o destinație atât dedicată tinerilor, copiilor, dar și adulților. Este absolut un loc unde toți cei ce iubesc sportul se pot întâlni pentru a-și petrece timpul liber în mod util, plăcut. Deci ajungem să spunem, avem nevoie de corp sănătos de data aceasta. Condițiile toate sunt firești, sunt normale. Nu e niciun moft, nu e nicio pretenție. Este, dacă vreți dumneavoastră, posibilitatea pe care ne-a dat-o în acest moment Ministerul Dezvoltării Regionale prin Compania Națională de Investiții să realizăm astfel de proiecte. 6 ani, 6 fetițe campioane naționale la gimnastică ritmică, obținut 8 medalii la un concurs național. Te întrebau la București ținându-se, cine cumpără aceasta? De unde cumpără? De unde au răsărit? Primarul nostru este un unicat. L-aș folosi la Indigo pentru a transmite tuturor primarilor, nu numai la nivel de comune, ci și municipii și orașe, să încerce să facă ceea ce face acest om, care cu căruia îi pasă de ce se întâmplă în comună, care a transformat în o comună din comună regională în comună europeană și căruia îi pasă de viitorul acestor copii. Deci ceea ce face dânsa nu pot să spun că mai încearcă să facă cineva. Vă dau un singur exemplu. Campusul școlar existent aici și cu teme sportive destule, au fost în proiectul european 125 de campusuri, finalizat Cumpăna de Constanța, România. Deci e o normalitate, pentru că ceea ce se întâmplă aici la Cumpăna se întâmplă în toată lumea, acolo unde se dorește să fim într-adevăr europeni. Când am ridicat 2 mâini, de aceea le-am ridicat repede, cu pași mărunți și cu muncă foarte multă și seriozitate, să ajungem și noi la nivelul
pe care îl avem ca oameni și ca, dacă vreți, sămânță sănătoasă a copiilor și a tinerilor și de România. Sprijinul este total, atât a Consiliului Local, a primăriei și în special a doamnei primar. Am avut un buget aprobat în februarie, dacă nu greșesc, suntem la zi cu banii pe care i-am avut bugetizați. Cum caracterizați anul 2018 pentru clubul sportiv? Știm că au fost multe medalii, știu că au fost competiții câștigate, dar cum le vedeți dumneavoastră din interior? Pentru noi, anul 2018 a fost un an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor sportive, ținând cont că noi avem un an și ceva, un an și un pic de când am fost înființat. Avem astăzi chiar o mică ședință în care spunem noi că anul ăsta ne-am descurcat așa cum ar trebui și cu bugetul, chiar dacă a fost mai mic de la primărie și am... Cu acest buget am obținut rezultate, spun eu, mult, mult peste ceea ce credeam noi la începutul anului că o să obținem.